A fost odată o fetiță zglobie și drăgălașă pe care toată lumea o iubea. Dar cel mai mult și mai mult o iubea bunica. Aceasta îi dărui într-o zi nepoate ei o scufiță frumoasă din catifea. Vino la bunica să-ți arate ce ți-am făcut! O scufiță roșie? O scufiță roșie frumoasă ca tine! Îmi place! De acum înainte așa vreau să mă strigați! Scufița roșie! Mulțumesc, bunica! Cu plăcere! Vino să te pupe, bunica! Și de atunci, fetița a purtat pe cap doar scufița roșie. Într-o zi, mama ei o chemă la ea. Scufița roșie! 2 cu 2 fac 4! Repete și tu! Așa! Bravo! Scufița roșie! Da, mama! Ia coșulețul ăsta și du-l bunicii. E bolnavă și slăbită și are nevoie de mâncare bună. Ce bine miroase! I-am făcut cozonac, friptură și ouă fierte. Și am pus și o sticlă de vin. Du-te! Dar să nu stai mult pe drum și să nu te abați de la drum. Altfel, cine știe, poți da de primejdii. Și când ajungi, să nu uiți să o pupi pe bunica. Da, mama, nu uit! Nu, cățelule! Tu stai acasă! Mă duc doar eu la bunica! Ah, ce flori drăguțe! Bună ziua, florilor! Bună ziua, scufiță roșie! Și un izvor limpede! Bună ziua, izvorule! Bună ziua, scufiță roșie! Bunica locuiește în pădure, cam la o jumătate de oră depărtare de sat. Ce nu știa scufița era că în pădure locuia și lupul. Un animal despre care nu se pot spune prea multe vorbe bune. Dar scufița nu știa asta și nu se sperie de el când îl văzu. Bună ziua, scufiță roșie! Zise el. Bună ziua, domnule lup! Unde te duci așa de dimineață? Mă duc la bunicuța mea! Zise scufița foarte mândră. Și ce ai în coș? Bunica nu se simte prea bine și mama i-a pregătit cozonac, friptură și ouă. Și a pus și o sticlă cu vin. Ai spus ceva, lupule? Nu, nu, dar unde stă bunica ta? Mai încolo, în pădure. Dar lupul nu s-a mulțumit cu răspunsul acesta, așa că a insistat. Unde mai exact? O iei înainte pe acolo și casa ei e imediat după cei 300 jari bătrâni. 300 jari, am înțeles. Și eu am drum spre stejarii ăia bătrâni. Vrei să mergem împreună? Și putem face calcule, vrei? Vreau. Bun, începem cu ceva ușor. 2 și cu 2 fac 3. Nu, lupule, 4. Să continuăm. 1 cu 3 egal 3. 4. Și așa lupul a convins-o pe scufița roșie să-l conducă spre casa bunicii. Dar el avea un plan. Se gândea la scufița roșie. 4. Nu, lupule! E fragedă scufița roșie. Cred că e mai gustoasă ca bunica. Dar aș putea pune laba pe amândouă dacă sunt deștept. Și eu chiar sunt un lup deștept. Ai zis ceva, lupule? Nu, scufiță. Mă gândeam la matematică. Foarte bine. Cât fac 5 minus 3? Da, de ce să vorbim de matematică când e așa frumos afară? Auzi, păsărelele, ce frumos cântă. Ai dreptate, cântă frumos. Și uite ce de flori frumoase. De ce nu-i culegi câteva bunicii? Ce lup de treabă ești? Ai dreptate, bunica s-ar bucura dacă i-aș duce niște flori. Când s-au apropiat de casa bunicii, scufița roșie s-a apucat să-i culeagă flori. Iar lupul se uita fericit după fetiță cum se îndepărtează. Hai că am păcălit-o. În timp ce scufița culegea flori, lupul fugi spre casa bunicii și bătu la ușă. Cine e acolo? Scufița roșie, bunico, ți-am adus mâncare bună. Intră, eu nu mă pot da jos din pat. Nu mă simt prea bine. Lupul! Și așa, lupul o mâncă pe bunică. Dar nu avea de gând să se oprească aici. Pe
pentru că lupul avea un plan. Mai întâi o să trag perdelele, apoi o să-mi pun scufița bunicii și o să mă bag în pat. Și când vine scufița... E cam mică scufița bunicii, dar o să mă descurc eu cumva. Și acum o să aștept. În timpul acesta, scufița roșie alerga de colo-colo și culegea flori pentru bunica ei. Și deodată își aminti că trebuie să ajungă acasă la... Bunica! Și când scufița a ajuns acasă la bunica, a văzut ușa casei deschisă și asta a speriat-o. Dar scufița a tras aer în piept și și-a făcut curaj să intre în casă. Bună dimineața, bunico! Dar bunica nu a răspuns. Scufița s-a apropiat de pat și acolo a văzut-o pe bunică. Dar scufița s-a gândit că în dimineața aceea bunica ei arăta cam ciudat. Vai, bunico, de ce ai urechile atât de mari? Iar lupul, cu vocea schimbată, i-a răspuns: să te pot auzi mai bine. Și de ce ai ochi atât de mari? Să te pot vedea mai bine. Bunico, de ce ai mâini atât de mari? Să te pot apuca mai bine. Și de ce ai gura așa de mare? Ca să te pot mânca mai bine. Atunci lupul sări din pat și o înghiți pe piata scufiță roșie. După ce își potoli foamea, lupul a dormit și începu să sfoare. Dar lupul a sfărâit așa de tare că îl auzi un vânător ce trecea pe acolo. Iar vânătorul a crezut că cea care sfărăie e bunica. Dar ce tare sfărăie bunica! Poate i s-a făcut rău. Dar în locul bunicii, vânătorul l-a văzut în pat pe lup. Ticălosule, aici erai de când te caut! Și vânătorul și-a dus pușca la ochi. Dar s-a oprit, pentru că s-a gândit că poate lupul a înghițit-o pe bunica. Și atunci a luat o foarfecă și a tăiat burta lupului, de unde le-a scos vii și nevătămate pe bunică și pe scufița roșie. Și apoi vânătorul a avut o idee. Ce-ar fi dacă am umple burta lupului cu bolovani? Bună idee! Așa-i trebuie dacă mănâncă bunici și scufițe roșii. Vânătorul a băgat în burta lupului bolovani și apoi a cusut-o la loc. Și când lupul s-a trezit, s-a speriat când l-a văzut pe vânător și a luat-o la sănătoasa. Dar abia a putut lupul să fugă pentru că bolovanii îl trăgeau în jos. Așa îți trebuie, lup rău ce ești! Mulțumim, vânătorule! Cu plăcere! Dar ce e în coșul acela? Și o sticlă de vin. Ia să vedem noi ce mi-a trimis mama ta. Ce bine miroase! Cei trei au ieșit în fața casei și au mâncat cu poftă din mâncarea făcută de mama pentru bunica. Iar scufița a făcut o promisiune: nu o să mă mai abat niciodată din drum și întotdeauna o să ascult pe mama. Așa să faci. Nu uita să te abonezi la canalul Hey Kids pentru mai multe desene animate și povești pentru copii.